În momentul de față, Casa Iris găzduiește 21 de persoane, dintre care 14 adulți și 7 copii cu mamele lor. În ultimele două săptămâni, din cauza temperaturilor scăzute, au ajuns la acest centru alte 7 persoane fără adăpost. Centrul are două dormitoare, o sală de mese, două grupuri sanitare cu câte 3 dușuri, o bucătărie și un cabinet medical. La acest moment, având în vedere că cei mai mulți dintre copii sunt mici și stau cu mamele lor în același pat, mai avem libere 10 locuri pentru bărbați și 7 locuri pentru femei, deci la acest moment. Dar ce am constatat în ultimele două săptămâni, numărul de solicitări pentru Casa Iris începe să crească. Asta se întâmplă de fapt în fiecare an, în perioada rece. Sunt oameni care nu se mai descurcă, oameni fără adăpost, care pe timpul verii reușesc să găsească probabil soluții pentru a dormi, dar pe timpul iernii vin și apelează la noi și cererile deja încep să se înmulțească. Pe perioada cazării în centru, cele 21 de persoane fără un adăpost deasupra capului beneficiază de asistență medicală primară, dar și psihologică, în centru existând un asistent social și un psiholog. Oamenii care se află la Casa Iris au declarat că sunt mulțumiți de condițiile centrului. De ce ați ajuns aici la Casa Iris? Probleme în familie și asta e, atât. Sunteți singur aici? Cu băiețelul meu de 7 ani jumate. Și nu aveți unde să locuiți altundeva? Nu. Aici veți putea să stați maxim 3 luni. Da. Ce veți face după aceea? Mă rezolvăm, căutăm în altă parte ce să facem. A fost ultima soluție, ultima variantă. Da. Cum e aici? E bine, e foarte bine. Că eu am fost externat din instituția casei de copii și deocamdată nu am locuință, dar am venit aici pentru că aici sunt toate condițiile necesare pentru orice asistat care vine. Zic eu, părerea mea, alții nu știu ce o să spună. Lucrezi undeva? Nu lucrez, dar urmez cursuri de recalificare, operator, calculator, introducere și prelucrare date prin forțele de muncă plătite de cei de la Cluj-Napoca, 6 luni de zile, după care mi s-a spus că ni se va asigura post cu loc de muncă, cu carte de muncă în mai multe județe ale țării. Casa Iris oferă ajutor și pentru persoanele din alte localități, însă perioada maximă de cazare este de 7 zile.